Extrem de dureroase, dacă nu sunt eliminate, pietrele la rinichi sunt printre cele mai frecvente probleme ale aparatului urinar. În cazurile ușoare, acestea se elimină cu medicamente și hidratare corespunzătoare, dar în forme severe necesită intervenție chirurgicală. Pentru calculii de până la 2 cm există însă și tratamentul endoscopic. Ureteroscopia flexibilă este o procedură minim invazivă, cu internare de scurtă durată și recuperare foarte rapidă. Litiaza renală este o afecțiune frecventă care se caracterizează prin formarea unor calculi la nivelul aparatului urinar, cărora popular le spunem pietre la rinichi. Apariția acestora se datorează atât unor cauze genetice, cât și unor factori de risc privind stilul de viață inadecvat. Deplasarea acestor calculi poate provoca dureri severe, de aceea este bine să intervenim înainte ca problema să se agraveze. Din punct de vedere al cauzelor de litiază renale, în primul și în primul rând avem probleme de metabolism, lipsa de hidratare, stilul nostru de viață propriu-zis și faptul că nu mai avem aceeași calitate a vieții din punct de vedere al alimentelor pe care le consumăm. Nu mai avem o siguranță a produselor pe care le ingerăm, iar produsele de metabolism pot într-un procent mai mare sau mai mic să ducă la formarea de calculi renale. Există și patologii genetice care se moștenesc, există patologii legate de metabolism sau probleme endocrine care pot să ducă la formarea de litiază. Calculii renali, pietrele, sunt în primul și în primul rând rezultatul unui dezechilibru. De cele mai multe ori, simptomele apar când boala este în stadiu avansat și când calculii renali se fixează în interiorul rinichilor și încep să crească în dimensiuni. Tratamentul variază în funcție de tipul și dimensiunea calculilor, dar și în funcție de cauza apariției acestora. În momentul în care avem un calcul, avem un pacient diagnosticat cu litiază, este foarte important să avem un diagnostic exact. Să știm numărul calculilor, volumul acestora, poziția, duritatea lor și dacă prin poziția lor produc sau nu un blocaj și la ce nivel avem blocajul respectiv. În funcție de acești parametri, stabilim care procedură ar fi mai benefică pacientului. Prezentăm opțiunile terapeutice și în funcție cu acesta hotărâm ce se poate face. Și de la așa cunoscută bombardare cu ultrasunete, cu unde de șoc, până la intervenții clasice există o multitudine de abordări. Una dintre cele mai noi tehnici de tratament este ureteroscopia flexibilă, o intervenție minim invazivă care are rolul de a extrage și de a pulveriza calculii în mod localizat. Este contraindicată însă în caz de infecție urinară, iar principalele complicații sunt îngustarea ureterei sau persistența unui fragment de calcul. Sunt echipamente care ne oferă posibilitatea transformării unui calcul într-un praf fin, datorită frecvenței pe care aceste echipamente o pot dezvolta. Multe dintre particule respective se spală în timpul procedurii, dar pot să rezulte și fragmente care, tot cu ajutorul camerelor flexibile și a anumitor accesorii, se intră în interiorul rinichiului și fiecare fragmentel îl extragem printr-un tub care îl plasăm înaintea intervenției pentru a nu traumatiza ureterul. Scopul unei astfel de proceduri de ureteroscopie este de a lăsa rinichiul pacientului curat, fără niciun calcul. Spre deosebire de intervenția chirurgicală clasică, procedura este mai puțin dureroasă pentru pacient, se efectuează sub anestezie generală, iar acesta poate pleca acasă la mai puțin de 48 de ore de la tratament. Un astfel de pacient, dacă nu dezvoltă minimele complicații care se pot întâmpla post-operator, puțină sângerare sau sindrom febril în situația în care pacientul are infecție înainte de intervenții, el a doua zi se poate reîntoarce în societate. Ăsta este avantajul major, că un pacient ce beneficiază de o astfel de procedură poate să se reîntoarcă și să fie activ și în folosul comunității în continuare.
Și suferința lui să fie mai mică. Suferința este mult, mult mai redusă față de o intervenție clasică, de o intervenție laparoscopică sau o intervenție percutanată prin care abordăm calculi mult, mult mai mari. Niciuna dintre aceste proceduri nu și-a pierdut indicația sau importanța, dar este foarte bine de știut că trebuie să investigăm corect, să diagnosticăm corect pacientul, să știm toate specificațiile și caracteristicile calculilor pe care îi are pacientul și ulterior să recomandăm ce este cel mai bine venit în rezolvarea cazului prin tehnicile cât mai puțin invazive și cât mai puțin agresive organismului pacientului. Dezavantajul acestei tehnici este acela că nu este decontată prin Casa de Asigurări de Sănătate, astfel că pacientul poate beneficia de procedură doar în sistemul privat. Există două probleme. Există în primul rând problema finanțării și anume, din punctul meu de vedere, ureteroscopia flexibilă este una dintre procedurile cele mai costisitoare, deoarece are nevoie de echipamente foarte scumpe, consumabile foarte scumpe, de aceea, într-o primă fază, adresabilitatea acestor pacienți putea fi făcută doar în mediul privat. În mod normal, pentru o ureteroscopie flexibilă, doar costurile accesoriilor, care sunt de unică folosință, ajung undeva între 2.000-3.500 de lei. Și casa de asigurări decontează mult mai puțin. Și atunci pentru un spital public este foarte dificil să aibă o astfel de dotare care să fie și funcțională. Ureteroscopia flexibilă se poate efectua și ca procedură ambulatorie, iar pacienții să fie spitalizați o singură noapte. Pentru ca rezultatele să fie cât mai bune, pacientul trebuie să asigure organismului o cantitate cât mai mare de lichide și să limiteze efortul fizic.